Societatea Bulgarilor din municipiul Târgoviște a sărbătorit pe 19 martie Tudorița sau Paștele Cailor, un obicei unic ce a intrat deja în patrimoniul cultural național al minorităților etnice din România. Acesta este păstrat de locuitori încă de la constituirea comunității cu aproximativ 160 de ani în urmă și are loc în fiecare an în prima sâmbătă din postul Paștelui, mai exact cea a Sfântului Toader. De aici provine și denumirea de Tudorița, care este totodată sărbătoarea primăverii, menită să pregătească începutul muncilor agricole ale gospodarilor. E unic în România, este un obicei al bulgarilor din Târgoviște și semnifică începutul muncilor de primăvară și legătura specială pe care o are omul cu acest animal, calul, care îl consideră ca și membru al familiei. Și este un prilej pentru noi, comunitatea bulgară, de a ne identifica și de a vedea că nu suntem diferiți de ceilalți și trăim în bună înțelegere. După câte vedeți, nu numai bulgarii din comunitate grădinari, ci și târgoviștenii și din altă parte care au auzit de acest obicei unic, vin ca să vadă această frumusețe și acest obicei deosebit în care omul își împarte bucata lui de pâine, i-o dă jumătate calului și jumătate o mănâncă el și să fie sănătoși tot anul. Îmbrăcați în straie populare, tinerii din comunitatea bulgară, dar nu numai, au umplut căruțele și s-au plimbat pe aleile de la marginea orașului Târgoviște. Sutele de oameni prezenți la manifestare s-au putut bucura de parada frumoșilor și nărăvașilor armăsari. Stăpânii s-au mândrit cu animalele lor și s-au întrecut în demonstrații de îndemânare odată ce s-a dat startul probelor pe echipaje. Caii au defilat prin fața sutelor de participanți și a juriului, care a ținut cont de frumusețea, dar și de comuniunea între om și animalul său. Cât de important sunt caii? Sunt foarte important pentru faptul că fără cai acești oameni nu se pot descurca. Cu cai fac toate procedurile pentru pregătirea terenurilor de cultivat zarzavaturi. Cu ei cară, cu ei face toate lucrurile necesare în gospodărie agricole, să zicem așa, sau în curțile care le folosesc, familiile care se folosesc de cai. Dar pentru asta cai trebuie să fie îngrijit, trebuie să fie respectat tot la fel ca un om, să-l îngrijească, să-l brinească, să-i curețe în gras, să fie, trebuie să trăiască în condiții umane, repede, chiar dacă e animal. Pentru aceasta necesită eforturi financiare, eforturi, să zicem, și de bună credință că trebuie îngrijit, nu trebuie bătut, nu trebuie, trebuie vorbit la fel ca la un om, altfel nu faci treabă, la fel ca la un cățel când îl dresezi, calul trebuie să fie și el dresat. El lucrează, intră printre rânduri de zarzavaturi. Nu calcă pe răsaduri, nu calcă pe plantele agricole. Tot în această zi, grădinarul bulgar și calul său, după un obicei străvechi, merg la biserică și primesc binecuvântarea preotului pentru a fi sănătoși în anul care urmează. Această cutumă ne arată ce important să dădeau bulgarii prietenului lor necuvântător. Sărbătoarea s-a încheiat cu un spectacol de dansuri și cântece bulgărești ce a avut loc la Centrul Cultural Matei Voievod.